Conducerea Astrei îi mai acordă o șansă lui Budescu și îl iartă pentru escapadele lui. Cu toate acestea, Budescu n-a pătruns în primul 11 și a fost trimis pe teren în repriza a doua, iar la scurt timp după ce a intrat a avut o ocazie mare de gol. Un șut puternic de la 17 metri i-a pus mari probleme lui Pesania, care a respins în corner. Constantin Budescu a revenit în lotul Astrei și a jucat în a doua repriză în manșa tur a semifinalei Cupei României de la Ploiești, contra Petrolului. După meci, Budescu a declarat că rezultatul din prima manșă nu afectează șansele Astrei de a juca finala Cupei României. Șansele rămân aceleași, 50-50. Ai avut și o ocazie importantă pentru final. Da, așa este. Era foarte bine dacă înscriam, luam un mic avantaj, să zic așa, dar cum am spus, o să fie foarte greu și acasă la noi, trebuie tot așa să nu primim gol și să marcăm. Mijlocașul giurgiuvenilor e la prima partidă în care apare pe teren după două jocuri în care nici nu a fost convocat și a avut o evoluție apreciată.